Iași. Când ne gândim să facem un eveniment, eu zic, eu îl propun pe Sorin și nu mergem. Iar domnul Sorin Psata, profesorul Sorin Psata, omul de strategie și publicitate, care o să ne... Cum să zice? O să vă. O să ne... Mult succes! Și-a atins, da. Acum, nu glumesc, eu chiar mă tot gândeam să încep și o să încep să vă vorbesc normal, cum ați și văzut înainte, calitate de specialist în paradontoză, despre rolul tinerilor în declanșarea acestei boli. Deoarece e important rolul tinerilor și nu e nicio glumă aici. Adolescenții au un rol important în declanșarea paradontozei, pentru că ei sunt un foarte mare factor de stres. Factorul de stres, cercetări medicale de pe întreaga planetă au demonstrat că în familiile în care factorul de stres este puternic, până la 38% crește riscul de apariție a paradontozei la adulți. În cazul. Și nu e încă o dată nimic neadevărat, în afară de procent pe care l-am inventat acum, dar prin 2010, și cu asta închei referința personală, când am simțit eu că, într-un mod bizar, mi se eclat modite și m-am dus la un stomatolog, omul ăla s-a uitat la mine și a zis, ai, tă, mine e crimă și pedeapsă, dar spuneți-mi și mie, în ultimii 2-3 ani ați avut un necaz mare în familie? Și mă uitam la el ca la mama omita. Zic, de unde știe omul ăsta? Pe care nu l-am mai văzut în viața mea, că eu n-am stomatolog. Și zic, da, dar de ce mă întrebați? Zice, pentru că, de regulă, factorul declanșator, un mare de cazul, în sfârșit, un factor de stres în familie, accelerează puternic declanșarea, în sfârșit, dispariția osului și declanșarea paradontozei. Și, perfect adevărat, nu mințeam, aveam un factor de stres, se numea Matei Psata, se numește în continuare Matei Psata, și, între timp, mi-a trecut factorul de stres, s-a dus și dintre, dar a fost momentul acela perfect adevărat. Deci, adolescenții sunt pe inghează, un imens factor de stres. Și despre ei o să vă vorbesc eu acum. Trecut, prezent, viitor, în sfârșit, ei sunt neschimbați de vreo 2000 de ani, dar și problema pentru care sunt un factor de stres e că, în primul rând, sunt factor de stres pentru ei. Că e frământă chestia asta, într-o limbă pe care o vorbesc tot mai mulți de pe planetă. Criza de identitate, da? De multe ori o rezolvă la maniera asta, să spunem, nu contează, e important să aibă o identitate, da? Și deoarece marea problemă este că biologic el este la 15, 16, 17, 18 ani chiar mai funcțional decât va fi peste 10-15 ani, social și economic e zero barat. Și de aici apar mari probleme. Cum el atât de bine atât de bine dotat și funcțional biologic, poate să fie zero barat din punct de vedere social și economic. Drame, crize, cei mai apropiați din părinți, eu încasează cel mai ușor și tot felul de povești. Bun. O modalitate prin care adolescentul, noi așa, în căutarea și în criza asta disperată, încearcă să o rezolve, este aceea de a evada. De a evada, între ghilimele mai mari sau mai puțin, în lume mai mult sau mai puțin virtuale. Începând de la, nu știu, lecturi și de ce nu fugă de acasă, de a traversa pe toate în familie, și până la lumi virtuale, funcționează totul mai bine sau mai puțin la toată lumea. Dar o modalitate foarte populară de evadare este, o știți foarte bine, gaming-ul, da? Acestea sunt niște personaje cu care adolescenții se identifică violent, trăiesc o viață mult mai satisfăcătoare, se pare online, decât offline, de unde și explozia și industria de miliarde din jurul fenomenului. Tot pe zona asta, doar vă menționez aici, aproape că știți de cosplay, e mai popular prin Asia, în sfârșit, dar e la fel de, sau în sfârșit, foarte popular și prin state și în alte părți, e întruchiparea personajului în carne și oase cu tot felul de costume. La noi văd că ușor, ușor începe să prindă eroinul, aș fi preferat cosplay,
dar poate prinde și asta. E, astea sunt două modalități din aceeași zonă mare, singura despre care o să și vorbesc de altă, gaming-ul, în care adolescenții se identifică și în care intră, cum să zic, super încântați și din care unor doamne ferește nici mai este. Aveam, aha. Și acum o să vă dau două exemple punctuale. Am ales, nu neapărat la întâmplare, dar am spus să fie relativ echilibrat, nu neapărat, cum să spun, vă dați seama, toate evenimentele legate sau care se desfășoară în jurul jocurilor pe computer, gaming, sunt sponsorizate îndeoseb de producători din IT, producători de jocuri și mult mai spectaculos este că de câțiva ani buni, mari producători de FMCG-uri, care la prima vedere o să spui, băi, stai ușor, ce legătură are Mario cu Coca-Cola sau alte povești. Au simțit oportunitatea și au intrat acolo. Asta este o campanie lansată de anul trecut. Știți, probabil, Share Coke. A funcționat și pe la noi și nu știu ce. E, la anul trecut, Coca-Cola a lăsat Share Coke League of Legends. League of Legends e unul dintre cele mai populare jocuri actuale, în joacă și fiind în disperare, și mulți alți copii mai cruzi decât el. După cum vedeți, sunt butelii de Coca-Cola și alături un can. E seria din Corea de Sud, de-aia sunt caracterele mai hieroglifice pe acolo, prin care personaje din League of Legends, super celebre în lumea mare a jucătorilor, sunt imprimate pe butelile de Coca-Cola. Evident, asta tocmai pentru a exploata și a, cum să spun, se lega de cei care evadează în lumea virtuală. Și dacă Coca-Cola a intrat acolo, credeți-mă, înseamnă că este, cum să zic, aur de cules. O chestie, asta este în America. Au lansat-o în 2013, vedeți că e captură chiar din ecran, în care au, împreună cu Riot Games, care e producătorul League of Legends, au sponsorizat un super concurs, Coca Zero în dreapta, vedeți că e trecut acolo, evident, tot pentru că au simțit marea oportunitate. O chestie similară a făcut acum Pepsi, care, evident, dacă Coca-Cola s-a dus pe League of Legends, Pepsi s-a dus pe Call of Duty, un alt joc foarte popular. Și ei au lansat, în momentul ăsta, până la sfârșitul anului, există pe piața din Statele Unite, Doritos și Mountain Dew, care pe ambalaj au puncte sau coduri pe care jucătorii, cumpărătorii și jucătorii în același timp le zgârie și află acolo tot felul de informații, le introduc în joc și obțin armuri, muniție și tot felul de povești care mai de care mai spectaculoase. Aici sunt câteva date, vedeți, au și un site dedicat, Dew & Doritos, în care își doresc să accelereze, să întărească experiența de gaming, dându-le tot felul de accesorii, exoscheletoane, heavy vest, kit, helmets, Google Boost, vă dați seama ce delir este, și cât cumpără disperați, mostly teenager și Dew & Doritos, exact din cauza asta, pentru a descătușa recompense în jocul Call of Duty. Iar o, bine, și faptul că e și o promoție, prin tragere la sorți, acord un Xbox, aia este cea mai nesemnată poveste. În primul rând este, ce vedeți aici, accesul la niște elemente ale jocului pe care altfel nu le poți activa. Sunt două modalități și sunt multe altele. E o zonă în fierbere asta cu gaming-ul acum, pe care marile branduri, și vi le-am ales cu unele dintre cele mai mari din lume, vedeți că le cotropesc, ca să spun așa, se asociază cât pot de tare. Exact din acest motiv, pentru că e un loc unde se poate promova cu succes exact targetul ăsta extrem de dificil și de frustrat și de greu de accesat, care se numește teenager. La noi, povestea asta e undeva încă, da, dar parcă am auzit, dar moartă complet. Iar dovada cea mai bună este, nu știu cât dintre voi știți, ăsta este
o tip, o cheamă Acumacul, ceva în genul ăsta, mie nu spune nimic, dar se pare că e una cele mai cunoscute cosplayerițe din lume. E o japoneză care astăzi, nici mai mult, nici mai puțin, se află în București. Orice om care cât de cât are legătură cu cosplayerul, în mod normal, n-ar trebui să fie aici. Dacă sunteți aici, înseamnă că nu aveți legătură cu cosplayerul. Trebuia să fiți acolo unde ea, acum. Iar ea, acum, se află acolo, unde e cu hoi de lume, majoritatea teenager. Știți ce este? E Ice Comic Con, unde mai mult vin și actorii din Game of Thrones. Ho! Cum e să fie acolo? Bine, nu vin ăia din top, așa, dar vine John Mormon, care e șeful John Snow. Ha! Deci pot să fac ce pot să fie. Cam cum e asta ca adolescent și să pui pe Facebook după aia poți să fie John Mormon? Da. Bun, ăsta e afișul. Ăsta pe care l-a pus acum. Iată. Ischiopina e a patra ediție. Nu știu câți dintre voi ați mai auzit de celelalte trei ediții care au mai fost. Cred că mai mulți de-ați din capacitatea decât așa. Da, asta e a patra ediție. Acolo scrie 15-16, dar a început după astăzi, după 14. Azi e o chestie, scrie jos acolo, zi specială, nu știu ce, de târg, în care cumperi figurine și tot ce vrei. 15-16, mâine, voi în sala Casa Copiilor, la Palatul Copiilor, polivalent acolo. Bun, și vedeți aici ce se întâmplă. În mod normal, un adult ar trebui să se uite să zică ce se mai lăsează un episod din Game of Thrones, adică să nu înțeleagă prea mult, dar adolescentul mai așa trece și zice uite chestia aia, știu, am jucat așa. Și am intrat pe site, am făcut site și am căutat ceea ce încerc acum să vă arăt. Și apăs pe dreapta, ha, ok. Uite ce se vede acolo, ăsta e site-ul Comic-Con, Ice Comic-Con, Zero Result for Sponsors. No sponsors. Why, my friend, why? Deci dacă vreți, teenagers, ăia acolo fac coadă de un kilometru. De ce nu ești așa o mică chestie? Măcar, nu știu, uite, Telecomul care înfrățește și face și trece, îți oferă un post. Poți să spui poze cu John Mormon. Okay. Ca oportunitate ratată, poate în viitor, la 5 ediții. Și apropiindu-mă de încheiere, astea au fost foarte rapid niște exemple de zona pe care am ales-o asta gaming-ul, care sunt convins că poate fi și o să fie, most probably, în viitor exploatată, mai ales în România. Adolescentul, revenind la ce am început, e foarte complicat de înțeles de către sine și de către ceilalți. E unul dintre cele mai mari belele de pe planeta asta. Noi avem o vorbă, apropo de împiedicarea de obstacole, good things come to those who wait, e poate una din cele mai populare și cunoscute și premiate sloganuri inventate de BBDO la Guinness, probabil că știți. Și până și noi, de multe ori, facem un ușor mișto de povestea asta, care acum deja e istorică, și avem scris o chestie asemănătoare prin agenție, în care tăiem weight-ul și mergem mai departe, noi așa, mobilizarea, good things come to those nu who wait, ci care muncesc și fac și drept. Bun, ideea este că lucrurile sunt în jurul tău, nu trebuie decât să le exploatezi, să work your ass off. Bun, și revenim, vă spuneam de adolescent, cu asta închei. Am găsit o chestie interesantă pe care am pus-o acum, să nu o surprindă. Poate cel mai neașteptat adolescent, în sensul de copil al părintelui său, a fost Isus. Și iată că unii își pot imagina, și nu e greu să imaginezi, că chiar și Isus putea avea mari probleme cu tatăl său. Nu știu cât de adolescent mai simțea el.
Dar cam astea sunt mesajele pe care le transmite adolescentul părintelui, da? Adică, ei, uite, tot timpul se simte pus pe cruce, tot timpul este revoltat și reproșurile le vedeți de jur împrejur. Deci dacă în urmă cu 2000 de ani așa s-a întâmplat, vă dați seama, sunt pic condamnați, până și în viitor să funcționăm la fel, trebuie să încercăm să rezolvăm cumva. Eu o să închei acum cu ceea ce l-am avertizat pe Matei și a fost șocat că am zis că o să închei cu un citat din el, pentru că, într-un fel mă simt, nu neapărat ca Dumnezeu și Iisus, dar că mi-am îndeplinit până la un punct misiunea asta, cu prețul unor dinți, cu prețul unor nervi, cu nu știu ce, pentru că astăzi, azi a apărut și de-aia vă pun aici, a apărut un interviu pe IQS cu Matei, din care am încheiat, voi încheia cu o chestie care este asta. L-au întrebat mai multe lucruri, între care și astea, care e cel mai important lucru învățat, am plâns când am citit, care sunt mentorii și învățătorii și acolo, după 10 minute, m-a revenit că nu am putut să cred că a spus cel mai mult în general de la tatăl meu. Chestia asta o să o printez, o să o tipăresc pe pereți, o să o port cu mine în mormânt. Deci nu-mi imagineam că o să ajung vreodată ca cel din cauza căruia mi-am pierdut dinții să spună chestia asta, dar trebuie să recunosc că sunt foarte fericit și mulțumit. Este ce a are și un titlu acolo cu The Click to Gabi. E titlul acestui slide, care nu trebuie să dai înapoi acum. E acela pe care l-am spus, că e Matei din IQS, ai ceva cu mine, Gabi? Înțeleg. Cu yes! Deci, ăla e articolul și Chenarul este cel cu care în ultimele clipe, pe ăla o să-l văd, vă spunem. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos! Peste așteptări ca de obicei, vă rog dacă aveți întrebări pentru Sorin. Avem o întrebare, două întrebări, deci nu, avem mai multe întrebări, mă bucur. Bună seara, Dragoș Bogdan de la Școala de Valori. Vreau să zic că adolescenții nu cred că sunt o durere, ce mai degrabă o savoară, însă sunt mai devreme. Ne lucrăm cu vreo 3-4.000 de adolescenți anual și asta credem. Legat de ce a spus că Matei vă consideră un model, am făcut și noi de curând un studiu și se pare că 62% din adolescenții din România consideră părinții un model. Asta pentru părinții din sală, chiar dacă ei sunt revoltați împotriva dumneavoastră, o să vă zic că mai târziu că sunteți modele pentru ei. Eu am o întrebare legată de brandurile din sală. Ce ar trebui să facă ele în relația cu adolescentul? Că până la urmă nu cred că s-a răspuns la întrebarea asta. Nu, dacă primul lucru ar trebui să decidă dacă adolescentul e un segment important pentru ei. Dacă vând detergent, s-ar putea să nu intereseze adolescentul, cel puțin în momentul de față. Presupunând că au identificat că adolescentul este important pentru ei, ar trebui să încerce cumva să exploateze ceea ce le-a povestit lăcrămioara că fac adolescenții. Știi cum se spune? Go where the oil, gold, știu eu, vânat, există, te duci. Deci, dacă vrei să găsești adolescentul, încerci să-l înțelegi și te duci acolo unde este. Ceea ce am încercat eu punctual să arăt, ceea ce, mai mult sau puțin metaforic, a arătat și Mihnea, ceea ce lăcrăbioara cât se poate de procentual, a spus. Cum? Vină la agenția de publicitate și vorbim. Eu știu cum, că noi lucrăm cu ei. Și noi. Mă bucur. Numai că, exact cum a zis, că la Comic-Con nu erau sponsor și nu se întâmpla nimic, se pare că totuși adolescentul încă e considerat un captiv și unul mic, nu neapărat un viitor client. Și asta era întrebarea, dacă într-adevăr poate pe un client, nu neapărat pentru brandul de rău, dar... Asta e decizia de fiecărui brand owner, brand manager, știu eu, nu e decizia agenției. Mulțumesc mult! Mai era o întrebare? Aș vrea, dacă nu mai sunt întrebări, să încheiem această ediție a Zilelor Biz, a 13-a,
Sunt 15 ani de când scriem despre afaceri și noi credem că o facem diferit față de celelalte publicații. Și 13 ani de când organizăm evenimente. Suntem între tineri, spunem noi. Sperăm că o să ieșim la pensie tot de aici și să ne ajute Dumnezeu. Dar până la următoarea ediție mai avem un singur moment. Și-a cerut pe colegii mei să vină frumos, ca de fiecare dată avem o tradiție la sfârșitul zilelor vis. Întotdeauna